Salutare, Pinkaș, pe Cărțiu, sunt Ahitpink și bine v-am găsit la Tehnic Pack episodul cu numărul 19. Și cred că data trecută am zis că e 18, dar de fapt era... De fapt am zis că era 17, dar de fapt era 18. Păi, merge destul de bine. Am stat puțin off-camera pe aici și mi-am făcut puțină ordine. Adică ce am făcut, am băgat tot un chesturi, chestii de-astea. Și dacă tot veni vorba de chesturi, trebuie să scăpăm de alea de acolo. Așa, hai să iau și... Asta înapoi, pac și pac. Și acum putem să punem și în chestul de sus itemuri. Bun. Cred că vom pune numai chestiile importante. Lingouri, prafuri, tot felul de chestii acolo. Bun. Dar nu acum, nu o să sortăm acum. Bun. Ce am nevoie? Vreau chestia asta, pentru că vom merge acum la minat. Și astea poate să se ducă naibii, că n-avem nevoie. Și avem și pâine, avem totul e ok. Nu știu dacă vreau să facem lingouri, s-ar putea să... Facem foarte multe diamante, să facem rost DMC sau chestii de-astea, pentru că, na, am planuri cu multe chestii. Chiar trebuie să facem mai multe... Hop! Mai multe lucruri. Așa, suntem, uite, stratul... Oh. Așa, bun. La început vreau să... Cum îi zice? Să fac așa rost de câteva... Adică să fac, de exemplu, de acum... Ce urmăresc eu e să fac așa niște drumuri. Oh, diamant. Să fac două drumuri așa în părți. Și știu că sunt pești. Deci data trecută am zis că uite aici sunt niște peșteri cu foarte multe foarte multe minerale și chestii și aur și astea. Și am zis că o să venim în episodul următor. Nu, cineva mi-a zis Pink, ai rătat aur în peștera aia. Serios, voi chiar urmăriți video-ul pe mut? Serios acum? Aoleo, bun. Să luăm și redstone-ul ăsta. Și da, ne vom merge și sus acolo și am peșteri să luăm și alea. Bun, redstone-ul e foarte bun. O să punem așa niște torțe și continuăm aici cu lopata asta. Bun. Așa, diamantul e pe aici pe undeva, asta știu sigur. Pac, pac. Bun, e și pământ, dăm și de el și trebuie să... Dar, de fapt, și trebuie să-l... Luăm cu lopata, dar oricum e foarte rapid aia cu lopata, așa că nu mă prea calicesc de la faza asta, mă, încă o torță. Sunt sigur că e diamant, stai. Da, e 8000 și ceva, e diamantul. Da, uite că pe drum, uite, mai găsim o grămadă de redstone și alte chestii. Bun. Tu și tu. Gata, avem foarte mult redstone deja și să luăm și astea. Și sperăm că să se strângă ceva energie cât suntem noi plecați. Așa, bun. În continuare, hai să continuăm să mergem înainte, pentru că știu că pe undeva este... Asta este cărbune, nu e... Am crezut că e tungsten, dar ne-ar fi arătat acolo și ajuns și văd că și textura este schimbată, pentru că, na, e din texture pack. Bun. Așa, și tot se întreabă lumea care e faza cu quest-ul lui Pink. Oh, de ce nu mai fac? Mi-am pus Minecraft 1.3.1 și nu am Optifine și acum aștept să fac Optifine și o să aveți o mică surpriză după. Nu o să spun mai multe. Dacă n-apare Optifine și de fapt Optifine, de fapt a apărut, dar mai aștept ceva ca să încep seria, așa că na, o să înțelegeți voi când o să vedeți ce e cu seria aceea. Pentru că știu că foarte mulți dintre voi vă place Minecraft-ul Vanilla. Așa. Și na, trebuie să fie și de ala pe channel. Așa că hai să scăp de asta, să fac rost de mai mult cărbune, care oricum o să-l transform în charcoal și am văzut ceva acolo, era doar niște fier. Doamne, cât mă enervează gravel-ul ăsta. Bun. Gravel. Gaf, și ce? Forget about it. Bun. Oh my god! Cât gravel! Peste tot e numai gravel. Așa. Oh, diamantul, ok. Asta e frumos. Păcat că n-am la mine... Bun, păcat că n-am o gleată cu apă să fac obsidian ca să nu mai fie pericolul ca diamantele să se ducă în lavă. Bun. Hai să vedem. Așa. Așa. Bun. Stai că fac și imediat lumină și hai să săpăm așa prin prejur. Ah, Nicolite, asta e bun. E cam periculos. E cam periculos și... Hai să vedem. Avem ăsta, diamantul ăsta este sigur. Fiu, bine că l-am luat.
Acum, pac și. Și ăsta este un diamant sigur. Ăsta este un diamant sigur. Ăsta este un diamant sigur. Și ultimul... Ah, l-am luat. L-am luat aproape că luase foc, dar am luat. Bun. Hai să iau și Nicolaitul ăsta. Este pentru humus, dar... Cred că... stai, este EMC. Nicolaitul ăsta e bun. Appetite-ul nu e bun. Appetite-ul e rău. Nu-mi place appetite-ul. Nici măcar nu valorează EMC în această versiune. O să repet probabil ultima dată. Nu merge să fac eu EMC, să fac diamante din uranium. Nu merge, pur și simplu. Lăsați o baltă. Wow. Așa. Bun. Adică, să fim sinceri acum, câți dintre voi nu vedeți alte comentarii care se referă la EMC și la ăla pentru că au văzut în altă parte? Pur și simplu, nu merge în versiunea pe care am eu. Așa că nu mai spuneți că Pink pune ăla acolo, așa că nu merge. De fapt, spuneți ce vreți. Sunteți voi, puteți să lăsați ce comentarii vreți. Nu vă pot obliga eu ce să lăsați coment, chiar. Proastă strategie am și eu. Lăsați orice comentarii vreți, serios. Nu e mare chestie. Bun, mai mult Nicolaita asta înseamnă EMC, pe care o să-l punem, nu o să-l punem în Transmutation Table, pentru că ăsta este de fapt combustibil și nu o să pot să fac din el diamante, de exemplu, dar o să-l punem în Energy Condenser. Așa, pentru că în ala pui și EMC și orice altceva. Bun, acum că am găsit diamantul și cam curățenie pe aici, hai să luăm și redstone-ul și să ne îndreptăm spre peștera aia de sus. Trebuie să băm eventual și în cealaltă parte și după aia să căutăm așa, să căutăm cu Divining Road-ul diamante și alte chestii. Dar deocamdată e bine și n-am mai, dar ești decât o groapă cu lavă, n-ai ce face. Hai să stup și asta aici. Și acum să văd. Nu, trebuie să urc pe partea asta. Așa. Nu? Fuck. Bun. Asta e cam greu, nu funcționează așa cum credeam. Frate, bun. Bun. Uite, acum o să reușesc. Bun. Asta e prima peșteră. Hai să punem și acolo ceva. Tastă W. Și zise cineva de ce nu-mi iau o tastatură. Pentru că am laptop. Înțelegi? Nu pot să-mi iau o tastatură cum ții tu la calculator. Fac toate astea. Toate videourile le fac de pe un laptop. Big deal. Bun. Hai să iau și asta de aici. Și asta este mai mult appetite. Nicolaite. Ador Nicolaite-ul. Este EMC curat mult bun. Așa. Și restul nu e EMC curat bun mult. Dar restul nu se găsește cam jos. Asta cred că Nicolaitul se găsește mai peste tot, aproape. Bun, asta este doar niște cărbune pe care o să-l iau și pe ăsta. Oh! Super, ăsta valorează mult EMC. Sau am putea să-l păstrăm, dar de fapt cred că avem destule unelte de astea verzi. Așa că, da. Apropo, dacă fac, de exemplu, acea chestie care repara itemurile, știți, Covalience Dust-ul, dăm un fier și un redstone pentru 40 de alea și cu 3 ne reparăm orice obiect de la 0 la full. Și asta este super overpower, deci eu nu o să mai schimb uneltele astea pe care le-am acum deloc. Nici măcar nu cred că o să-mi fac un pickaxe de diamant. Sau probabil o să-mi fac, nu știu, vedem noi. Dar nu cred. Doar unul din red matter și de astea, dar nu știu dacă vom ajunge să facem red matter. Așa, văd mai mult Nicolaite pe aici. Oh, slime. Slime, unde? Așa, bun, slime. Bun. Așa. Și am în minte acum un coment care s-ar putea să apară pentru că am omorât slime-ul ăla cu sabia. Pink, folosește o sabie de lemn, îți dă mai mult. Mm-hmm. Bun. E la fel de folositor ca comentul care spune să am o găleată cu lapte la mine în caz că devin otrăvit să beau laptele. Bun. Serios, de câte ori faceți în Minecraft asta? Adică eu nu fac niciodată, adică niciodată. Cine poartă la el o găleată cu lapte în caz că se otrăvește? Nimeni, nu? Bun, așa. Băi, frate, totuși aș spera la niște tungsten de la... tungsten, cred că așa se spune. Sau tungsten, parcă tungsten. Dar se vede că numai cărbune. Da, bun. Măcar este pickaxe-ul ăsta rapid și uite mă cât mai este, frate. Chiar, hai să văd cum se face red metal. Mi se pare că se face într-un cuptor special sau ceva, deci nu putem crafta, de fapt, dark matter. Da... Ați auzit asta?
Salvarea. Poison Dart, Dark Matter. Aha, wow. Deci, foarte multe de astea, 9 diamante și... A, ne trebuie 9 diamante și foarte, 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 foarte mult coal. Ca să facem Dark Matter, deci... Știu că înainte, de mult, se făcea într-un cuptor special, deci nu era rețetă de crafting, dar văd că acum s-a mai schimbat. Am luat cam tot ce am găsit pe aici, în afară de Appetite, care este inutil și nu funcționează, văd, ca EMC. Am luat tot ce a fost de luat în partea aia, hai să mergem în partea asta. De ce? Mi-a amorțit mâna. Ah, bun. Văd că curge ceva apă și acolo și văd niște cable sunare. Am mai trecut pe acolo? Posibil. Ori asta, ori este un spawner pe acolo. Chiar, parcă văzusem un spawner pe undeva de pe Angel, nu? Și ziceam că am putea să... Wow. Am putea să facem de acolo un XP. Ah, da, chiar, mi-aduc aminte unde e. E chiar acolo și a jos în casă. Ah, și trebuia să vă arăt ce am făcut. Încărcasem asta la maxim. Philosopher's Stone și dedusem pe pământ și s-a transformat în nisip și a căzut și acum avem o gaură gigantică. Wow, mamă, câte sunt pe aici. O gaură gigantică în fața casei. E, nu e mare chestie. Așa, hai să iau astea și astea și haide să pun, uite așa. Hai să astup toată lava asta. Așa. Așa. Bun. Gata. Acum ar trebui să fie mai sigur să luăm astea și bine că e doar o de asta mică și nu una adâncă. Acum se va face întuneric. Și văd altă croapă cu lavă pe acolo, niște obsidian parcă și niște redstone. Mamă, foarte multe redstone deocamdată. Așa, și o să luăm cam pe tot. Dacă am asta facem, episodul ăsta mai minerim și chestii de-astea și probabil o să mai facem episoade de-astea din când în când. Așa. Oh, asta valorează mult EMC. Da, știi cum, acum le luăm pe EMC. Asta valorează mult EMC, super, îl luăm. Ăsta nu merge în EMC, ne, nu-l mai iau. Până la urmă, Appetite-ul nu-l făceam, nu-l foloseam eu la nimic, așa că... o ciupercă. Asta e mult EMC. Sau nu? Nu cred că e niciun EMC. Bun. Croapa asta cu lavă nu-mi prea place și... sunt multe locuri pe unde să mergem. Hai să mergem doar să o luăm așa de la un capăt și mergem... și luăm astea pe parcurs. Bun. Și fierul ăsta. Mamă, e full. E full, 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 full. Și asta cred că e numai partea de jos. Că mai este o parte de asta în care este foarte mult aur chiar la început. Oh my god. Ah, sau... oh god, da! Fiu! Ah, văd multe, foarte mult fier acolo și ce e aia? Ah, gata, știu unde sunt. Aici era niște lavă cu apă. Wow. Aur, chestii multe, trestii. Bun, acum cred că se va opri. Nu? Hai să opresc și apa asta cumva. Așa. Acum că s-a oprit totul. Wow. Wow, 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 avem o grămadă de resurse pe aici. Bun, emeralde, veșnice, chestii pline de EMC. Mai mult tin și de-astea, nu știu, dar este EMC bun după ce îl macerăm. EMC, EMC, cam asta mă interesează. Valorează ceva EMC, atunci îl iau, da. Așa. Și ne cam apropiem de finalul episodului, după cum am zis, o să le fac mai scurte. Așa. Și tu, și tu... Mamă, iar am dat de Nicolaita. Cât Nicolaita am? Oh, my fucking god. Asta o să fie atât de mult EMC încât o să-mi permit să fac o casă din diamante. Știi, și când ajung acasă îmi dau seama că pot să fac numai 3 diamante și apoi... dezamăgire! Așa, și tu, fierule, și care te duci mai jos, fier, vino încoa. Bun. Ah, mai mult fier. Mai mult fier. Fiu, măcar aici se oprește. Oh! Păi se cam strică târnăcopul. Nu vreau să-l stric de tot. Vreau doar să stau să-l repar. Așa că o să lăsăm chestia asta aici, deocamdată. Și o să venim poate altă dată. Sau în episodul următor poate o să încep cu niște mining de pe undeva. Poate în peștera de sus sau. O să mai continuăm să o explorăm pe asta și să luăm ce se poate. Oh,
Hai să iau și asta pentru că asta e important. Și să fiu atent la pic să nu se strice. Trebuie să-l reparăm cu Covalence Dust. Așa. Oh, fir ardă. Dă-mi-le înapoi, nu? Ok. Am crezut că era cât pe ce să le ducă jos. Bun. Văd că acolo așa este scara. Cam aici. A fost asta. Bun. Și acum hai să urc sus. E cam ciudat că e cam nașpa să urci pe chestiile astea, pe schelele astea, dar cred că e mai ieftin decât o scară. Nu, nu e mai, nu e deloc mai ieftin. Dar dacă este o chestie nouă, atunci o folosim. Așa. Bun, și acum am ajuns sus și cam asta a fost tot pentru azi. La revedere, pingăși micărțe. Așa. Bye bye.